Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică de astăzi se numește A expirat termenul pentru implementarea directivei europene privind prezumția de nevinovăție. Ieri a expirat termenul privind implementarea directivei europene 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. România nu mai poate întârzia implementarea directivei europene privind prezumția de nevinovăție și implicit modificarea codului penal și a codului de procedură penală în sensul ocrotirii independenței justiției, egalității în fața legii, accesului la justiție și a dreptului la un proces echitabil. În caz contrar, riscă declanșarea procedurilor de infringement. Trebuie să vorbim răspicat și să uităm că tot aceeași încălcări ale dreptului omului și ale garanțiilor pentru o justiție modernă ne-au întârziat aderarea la Uniunea Europeană aproape 20 de ani. Și atunci, clasa politică și societatea doreau să păstreze un regim polițienesc specific dictaturii comuniste, poate prea mult obișnuiți cu practicile nedemocratice și inumane ale fostei securități și procuraturi. Nu-mi doresc ca România de mâine să redevină un stat polițienesc sub falsa iluzie a unei lupte anticorupție. Lupta anticorupție și anti-infracționalitate trebuie să continue necondiționat, dar cu garanțiile constituționale și europene ale statului de drept și sistemului de protecție al drepturilor omului. Orice om are dreptul la demnitate, iar PSD garantează acest drept. Trei motive decisive care impun reforma rapidă a codului penal și de procedură penală. 1. Obligația de a prelua până în aprilie anul curent legislația națională directiva europeană privind prezumția de nevinovăție 343/2016 și directiva privind înghețarea, respectiv confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite. 2. Obligația de a respecta deciziile Curții Constituționale și de a reduce în parametrii constituționali anumite articole ale codurilor penale, termenele legate de modificări fiind de mult depășite, încălcându-se în prezent articolul 147 din Constituția României Republicată. 3. Obligația de a răspunde adecvat, inclusiv legislativ, la hotărâri prin care CEDO a condamnat România pentru nerespectarea sistemului european de protecție a drepturilor omului, iar Parlamentul a stabilit deja procedură de reformare a codurilor penale și va folosi acest prilej pentru a pune în acord codurile și în raport cu deciziile CEDO pentru a proteja România de noi sancțiuni financiare. Procedura ar trebui să se încheie până la finalul acestei sesiuni parlamentare. S-a ajuns la acest termen limită și în criză de timp din cauza propagandei și manevrelor care se opun vehement reinstalării statului de drept și în România, a celor care susțin statul paralel cu înțelegerile sale nelegale și neconstituționale între serviciile secrete și procurori care continuă să aplice public etichete de penali, pușcăriabili, infractori, în disprețul normelor de drept. Cu deosebit respect, deputat de Alba Ioan Dârzu. Și aș mai vrea să spun următorul lucru, că suntem în săptămâna patimilor, doresc tuturor românilor sărbători fericite, liniștite, alături de cei dragi. Mulțumesc, domnule președinte!